Am revenit în direct la Decisiv, doamnelor și domnilor. La Slatina se organizează Crăciun African, un târg în care au fost aduși, mă rog, sunt figurine până la urmă, girăfuțe, așa le numea primarul. Elefanței, cam așa arată, este și postarea primarului. Dați-mi și pe video-ul, domnule Ciuvică, uitați-vă bine pentru că va trebui să comentați apoi. Haideți să vedem ce spune și primarul despre acest concept inspirat de turneul african al lui Iohannis. Inspirația de fapt și de drept este faptul că foarte mulți copilași nu poate să ajungă la o grădină zoologică sau nu mai au contact cu tot ce înseamnă un animăluț. Să o dăm pe partea de Europe Style, așa avem Africa Corner, Europe Style. Europe Style, exact cum este și târgul de la Viena, care este plin de foarte, foarte multe animale, adică figurine. Eu să știți din că n-am văzut nicio girafă la Viena, că am fost weekendul trecut. Tot ce înseamnă iluminatul festival la Slatina a costat 5,4 milioane de lei. Cât? Dar nu numai asta. Da, pentru Slatina 5,4 milioane de lei? Da, 5,4 milioane de lei. Un milion de euro? Aproximativ, în jur de un milion de euro. Noi facem achiziția din 4-4 ani și nu facem închirieri cum se practică în mod normal sau la alte primării. Invitați pe președintele Klaus Iohannis la târgul de Crăciun pentru a face Crăciun african? Nu numai pe domnul președinte Klaus Iohannis, eu invit pe toți, în primul rând pe toți slătinenii și în al doilea rând pe toți românii să participe. Nu mai avem timp, mulțumindu-le primar! 5:30. Da, încă o dată fotografia cu acest târg minunat. Domnule profesor, da, omul nu face mișto de turneul lui Iohannis. El a avut programul ăsta în minte separat de domnul Iohannis. Cred că a vrut să șocheze el așa cu animalele astea sau animăluțe, că de fapt sunt animăloaie, că-s mari. A vrut să se devină oarecum inedit. Nu știu dacă a reușit, dacă va fi în stare să atragă mulți vizitatori, dar când am auzit de sumă de 5 milioane și ceva de lei, adică un milion de euro, domnului primar îi părea suma mică, dar probabil în comparație cu ce dau alte primării, dar și Slatina e mai mică. E de la PSD primarul, domnule. Da, nu știu de unde e. Fii dumneavoastră, probabil să fie și el mai original, așa, da, mai inedit, în vedere da. Că e acolo în Oltenia, e târgul de la Craiova al Oguței concurență Vasilescu, mare. Care, nu, ai concurență europeană. Da, nu, evident, nu se compară cu nimic, da. E concurență dar europeană. În sensul în care are concurență să se ridice e greu. Ce? Nu poți să te ridici la nivelul Oguței Vasilescu. Să se ridice, nu acolo am zis de aia a adus girafe, ca să încerce să se ridice, că girafa poate se ridică la națiune. A putut să facă ca Olguța și face cu girafe. Ce să fac? Vă duceți, domnule Ciuvică? Nu. Dar nu vă interesează Africa, așa, deloc? Îl admir în poze, dar v-am spus când am văzut, am zis că a făcut ca să facă mișto de Iohannis. Dar nu, el l-a făcut în mod serios această chestiune. Eu mă duc să știi, dar și 5 milioane, dar v-a zis acum că e 5 milioane. Cu tot cu iluminarea... Și pe 4 ani, că a zis că o să pune și la anul și aia și nu știu ce. Dar dacă vine altul, mă sunt pe altele. Dacă nu ajungem anul ăsta, o să putem să vedem girafa în Slatina și la anul și peste 2 ani. Apropo de asta, să știți că la Olguța Vasilescu, numai că cheltuiește bani pentru târgul ăla, ci scoate bani la buget. Anul trecut a câștigat vreo 100.000 de lei după târgul de Crăciun, anul ăsta cu mult mai mult. Am zis că mă duc deci și eu poate cu Cătălina fi un manager, acolo, chiar duc, rog, dar nu la Slatina, mă duc special pentru că și copiii mei se duc în weekendul la Craiova. Acesta, la Craiova, la Craiova am mutat de doctorat acolo și e pusă păi pe da, 8. Dar cred că până la Craiova treceți prin Slatina și vă opriți și la Slatina. Opriți-vă, domnule profesor, lângă girafă și faceți o fotografie. Acum e mai greu, știi de ce? Că s-a făcut expresul ăla, drumul și te duci pe el, nu mai te abați. Nu lăsați girafa singură, domnule profesor, fie vă milă să vedeți și animăluțele de la celebrul târg de la Slatina. Mănânci un langoș cu 15 lei, cum am înțeles că e pe la noi pe București, ci că minimum 15 lei un langoș. Doamne, ce-o fi cu langoș? Bun, mulțumesc pentru prezență și comentarii.